Bună ziua! Continuăm antrenamentele noastre în ceea ce privește punctuația și ortografia. Suntem la episodul 5, data trecută, folosindu-ne de textul pe care vi-l prezint din nou acum. Am trecut în revistă o bună parte dintre ortogramele pe care le întâlnim în textele din manuale sau din alte cărți pe care noi le citim. Iată-le din nou, vi le prezint. O parte dintre ele erau în formă fixă, așa cum este într-o, iar altele apăreau fie fără clatimă, fie cu clatimă, adică cu liniuță de unire. Cum ar fi, le evidențiem în pereche sa, care poate fi înlocuit cu aluia ei, ori sa. Cratimă. Sau și sau fără cratimă. La și la. Etc. Sesizăm faptul că ori de câte ori la aceste forme avem îndoiel, vedem dacă după ele urmează un cuvânt ce exprimă o acțiune sau un verb. În această situație vom folosi cratima, adică liniuța de unire. De fiecare dată vom spune despre aceste cuvinte că se scriu legate, unite, nu dezlegate, cum uneori mai întâlnim în exprimarea unora dintre noi. Așadar, deschideți caietele la o pagină nouă, care trebuie să arate cam așa. În partea dreaptă, sus, veți scrie data, iar aici titlul pe care îl scriem împreună. Folosirea ortogramelor. Folosirea Eu am folosit culoarea verde, voi o să folosiți, evident, culoarea albastră. Scriem pentru fiecare dintre ortogramele de aici câte o propoziție. Pentru ortograma fixă, într-o. Învățăm într-o clasă frumoasă. Scriem. Învățăm într-o clasă frumoasă. Punct. Subliniem ortograma folosită. Pentru forma sa, cratimă. Îmi place bluza sa. Îmi place bluza sa. Punct. Sau bluza. Ei sau bluza. Lui. Sau scris cu cratimă. Copiii s-au reîntors acasă. După cuvântul sau urmează un verb. Copiii cu 3 de i s-au reîntors acasă. Punct. Pentru forma la. Merg la școală. Merg la școală. Punct. Urmează precizarea locului unde merg. Sau, scris fără cratimă, când poate fi înlocuit cu cuvântul ori. Citesc o revistă sau un basm. Citesc o
revistă sau un basm. Sau, vă rog să scrieți frumos, pentru forma ia, cu cratimă. Publicul i-a aplaudat. I-a aplaudat. I-a aplaudat. Mai apar unele probleme tehnice pe care le reparăm din mers. Pentru forma sa, când urmează, e cu cratimă, așadar urmează un cuvânt ce exprimă o acțiune. Laura s-a întâlnit cu Dănuț. Laura s-a întâlnit cu Dănuț. Punct. S-a întâlnit cu Dănuț. Pentru celelalte forme, vă rog să continuați voi acasă, urmărind filmulețul pe care l-am realizat noi acum. Așadar, veți forma și veți scrie propoziții pentru formele la, cu cratimă, iau, ia, nea, săi, dintr-o, nea, fără cratimă, neam, fără cratimă, va, neam, iau. Vă doresc succes!